ce simțire, l-am pe Iisus. Asta mă face așa voios, căci sunt moșteana cerului neam și mântuire că am aflat. În veci cânta noi că-s fericit, acum prin Iisus sunt mântuit. În veci aceasta cânta voi că-s fericit, acum prin Iisus sunt mântuit. În veci aceasta voi cânta eu, laud pe Iisus că e a mea. Inima mea una vrea să fie, pacea în bine locuiește, harul lui mă veselește. În veci cânta cânta voi că-s fericit, acum prin Iisus sunt mântuit. În veci aceasta voi cânta eu, laud pe Iisus că e a mea. Ce fericit brațele lui am odihnat. Aș știe bine, o știu și eu, Iisus viața este a mea. În veci cânta ferice de cei ce spun tăria în tine, Dumnezeule, la căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere
și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne Dumnezeu oștirilor, ascultă rugăciunea mea, ia aminte Dumnezeului Iacob. Tu care ești scutul nostru, vezi Dumnezeule și privește la fața unsului tău, căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Amin. Dragii mei, vă binecuvintez din casa Domnului și mă rog și proclam Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie mântuitor pentru noi, pentru fiecare. Amin. Dumnezeu să ne vorbească și în seara aceasta și cuvântul Său să rodească noi o trăire conform voii sale. Din nou suntem în casa Domnului și omului Dumnezeu, David, spune, face această sinteză a eficienței închinării în casa Domnului, comparativ cu alte locuri. Vedeți, dragii mei, noi de atâtea ori nu înțelegem acest imperativ să vii să te închini în casa Domnului. Pentru că închinarea în casa Domnului implică efort. Ne scoate din zona de confort. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Implică efort. Ori efortul este ceea ce Dumnezeu vrea să vadă. Pentru că El exprimă dependența de Dumnezeu. Efortul acesta, așa mic cum este el, exprime dependență de Dumnezeu, recunoașterea autorității lui Dumnezeu și suveranității lui peste viețile noastre. De aceea vă binecuvântez în numele Domnului și cer ca binecuvântările lui să fie peste noi. El să răsplătească, deși suntem datori. El răsplătește acest efort care îl facem să venim să ne închinăm în casa Domnului. Putem să o facem și în alte locuri să ne închinăm înaintea Domnului și suntem chemați și este înțelept să o facem. Dar aici unde instituția care Dumnezeu a stabilit-o și Dumnezeu a instituit-o, cere un efort și așa cum am spus, ne scoate din zona noastră de confort. Și efortul acesta este expresia noastră. Din nou, vreau să înțelegeți, este expresia noastră. Practică a dependenței noastre de Dumnezeu. Dar nu venim numai să recunoaștem dependența de Dumnezeu, autoritatea, suverenitatea Lui. Venim să exprimăm și dragostea și iubirea față de Hristos care a murit pe dealul Golgotei pentru noi. Vedeți, și dragostea la fel se exprimă prin acțiune, se exprimă printr-un efort, trebuie să dovedești, trebuie să ai această expresie pragmatică în trăirea ta față de Dumnezeu. Altfel, avem o letargie spirituală și o religie lipsită de conținut și substanță. De aceea vă binecuvântez din casa Domnului și doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste voi. Și efortul nostru care l-am făcut să venim aici, să aibă ca sfârșit viață veșnică împărăția lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toți împreună pentru aceste aspecte. Amin.
Amin. Dragii mei, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 24. Vom citi de la versetul 13 la versetul 35. Să ascultăm cu interes cuvântul Domnului. În aceeași zi, iată doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat de ei și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce le-a zis el? Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăbi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-a întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, ele s-au dus dizi dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El, Hristos, este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spusese femeile, dar pe El, pe Iisus, nu L-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce a spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el, Iisus, a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis atunci unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Dragii mei, doresc să vă binecuvintez din nou în numele Domnului și așa cum am spus, să avem un timp binecuvântat împreună seara aceasta, un timp în care cu siguranță vom vorbi din nou despre revelațiile Domnului nostru Iisus Hristos, arătările Domnului nostru Iisus Hristos. Vedeți, aceste experiențe cu Hristos cel înviat continuă și astăzi. N-au fost limitate numai la ucenici în cele evenimente relatate de apostoli în Evanghelii, ci arătarea Domnului Iisus Hristos se face zi de zi în viața noastră. Prin circumstanțele în care ne găsim, prin evenimentele în care suntem implicați. Dacă avem, așa cum am spus de multe ori, această sensibilitate la prezența Duhului Dumnezeu, vedem arătările Domnului nostru Iisus Hristos, implicarea Lui în viața noastră, în evenimente și circumstanțe. Cred că mesajul din seara aceasta, Dumnezeu mă rog să binecuvinteze și să lasă ungere peste fratele Daniel Balcan, va vorbi despre această nădejde, despre această nădejde care avem cu toți, să experimentăm întâlnirea zilnică cu Hristos cel înviat. Dumnezeu să facă lucrul acesta
o realitate pentru noi fiecare. Amin. Continuăm să ne închinăm prin cântarea de laudă, cu grupul de laudă, cântăm cu toți împreună. În acest timp face și colecta din seara aceasta. Apoi corul va cânta o cântare spre slava Domnului, urmat de fratele Flaviu Trif cu o cântare. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți!
Doamne, n-am aur nici argint și știu că nu ți-ar trebui, dar am ceva mai prețios, inima mea ți-o dau, Hristos, ca să slujească ție. Doamne, ce-aș putea să-ți dau în schimbul jertfei tale? Inima mea ți-o dau, Iisus, și-mi cer mereu iertare. Ce-aș putea să-ți dau în schimbul jertfei tale? Inima mea ți-o dau, Iisus, și-mi cer mereu iertare. De când în inima ai intrat, viața tu, Doamne, mi-ai schimbat. Și nu am cum să-ți mulțumesc pentru al tău, Doamne, har ceresc, ci doar pe tine să te slăvesc. Doamne, ce-aș putea să-ți dau în schimbul jertfei tale? Inima mea ți-o dau, Iisus, și-mi cer mereu iertare. Doamne, ce-aș putea să-ți dau în schimbul jertfei tale? Inima mea ți-o dau, Iisus, și-mi cer mereu iertare. Doamne, ce-aș putea să-ți dau
în schimbul jertfei tale. Inima mea ți-o dau, Iisus, și-mi cer mereu iertare. Amin. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, Flavio. Mi-a plăcut atât de mult lirica acestui cântec. Cred că data viitoare, când o să am ocazia, o să te pun să mai cânt, să fii pregătit. Această cântare este mai mult decât o predică. Este o însumare a ceea ce am încercat eu să spun în introducerea acestui program din seara aceasta. Doamne, ce-aș putea să-ți dau în schimbul jertfei tale? Și vorbeam de la acel mic efort care arată dependență de Dumnezeu, respect și admirație și iubire față de Hristos care a murit pe Calvar. Să te îmbraci și să pleci în comoditatea mașinii tale și să vii să te închini în casa Domnului. Doamne, ce aș putea să-ți dau în schimbul jertfei tale? Atât de puțin cer și atât de greu e pentru noi să facem acel puțin. De aceea doresc ca puterea lui Dumnezeu, așa cum am citit din Psalmul 84, să mergem din putere în putere și să nu acest efort la care mă refer și m-am referit, să nu fie o obligație pentru noi, ci să fie o plăcere. Dacă mergi din putere în putere în relația ta spirituală cu Dumnezeu, o să-ți placă pocăința. O să-ți placă să ai o relație curată, lucrativă cu Dumnezeu. O relație autentică cu Dumnezeu. Să-ți placă să trăiești în principiile Evangheliei lui Hristos, a Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu să facă lucrul acesta. Doamne, fă ca acest cântec să rămână impregnat și impresat în mintea noastră și în inima noastră. Să luăm aminte că El ne vorbește, când într-un fel, când în altul. Vrea ca cu tot trup, suflet și duh să fim pentru El. Doamne, fă lucrul acesta în viața noastră. Amin. Cântăm din nou cu grupul de laudă, cu toți împreună. Cântăm cu toți împreună, apoi fratele Cornel Pop laude pe Domnul cu o cântare, urmat de cor și tineret. Și apoi vom face o rugăciune. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți. Amin. Să te laud eu.
și noapte ești Dumnezeul vin. Tu ești singura mea iubire, doar al tău vreau eu să destul și-am suferit, dar Tu nu ne-ai lăsat.
toate ne-ai fost, Doamne, ajutor. Căci glasul Tău și mâna Ta atunci când Te-am strigat, o, Doamne, numai Tu ne-ai mângâiat. Acolo totu-i pregătit de mâna Domnului, iar Domnul Iisus ne va lumina. Lumina Lui va străluci în vecii vecilor, acolo tot ce greu se va găta. Să dăm înapoi, dar, Doamne, Tu nici când nu ne lăsa. De tot ce rău până putem noi să ne desprăcăm, pe calea Ta, Doamne, să-nainteam. Acolo totu-i pregătit de mâna Domnului, iar Domnul Iisus ne va lumina. Lui va străluci în vecii vecilor, acolo tot ce rău se va găta. Ajută-ne, Doamne, mereu tot să ne pregătim, că timp a mai rămas numai puțin. Ajută-ne să biruim tot ce e rău acum, vei veni să Te putem urma. Acolo totu-i pregătit de mâna Domnului, iar Domnul Iisus ne va lumina. Lumina Lui va străluci în vecii vecilor, acolo tot ce-i greu se va găta. Acolo totu-i pregătit de Domnului, iar Domnul Iisus ne va lumina. Lumina Lui va străluci în vecii vecilor, acolo tot ce-i greu se va găta. Am văzut martirii de demult, jertfiți de dragul lui Iisus, torțe vii arzând ca mărturii.
pentru El muream cu fruntea sus. Credința lor se neclinti, cu Hristos ce moartea a biruit. La o pecete peste timp, dovedește trec în zbor și alții vin. Azi noi suntem acei martiri. Fi vom gata noi ca jertfe vii. Învierea Lui s-o dovedim. Vom sta
Dragii mei, ca motivație pentru rugăciunea aceasta, vreau să mă refer la un eveniment din 1 Împărați 20, cu siguranță, cu siguranță, când fișierele minții voastre ați lecturat acest eveniment, îl cunoașteți. Dar ar vrea să vorbesc despre el dintr-o perspectivă practică. Spune cuvântul Domnului în 1 Împărați 20 că Israelul se bătea cu sirienii, cu Ben-Hadad, împăratul Siriei. Și au avut o luptă și au pierdut lupta sirieni. Și slujitorii împăratului Siriei au venit la el și au spus: uite care este situația. Dumnezeul evreilor este Dumnezeul munților. De aceea am pierdut lupta. Dar continuau ei să-i spună, să lămurească, să ne batem cu evreii în câmpie, că cu siguranță îi vom bate. Că Dumnezeul lor este Dumnezeul munților. Și Dumnezeu aude lucrul acesta și în providența lui vorbește împăratul lui Israel și spune: uite, împăratul Siriei a spus că eu sunt Dumnezeul munților, doar al munților. Vreau să dovedesc că sunt și un Dumnezeu al câmpiei și al văilor. Ceea ce s-a și întâmplat. Israelul a bătut pe sirieni și în câmpie. Acesta este sinteza evenimentului din 1 Împărați 20, dar aș vrea să mă refer la aceste valențe spirituale, pentru că fiecare eveniment din Sfânta Scriptură trebuie să aibă o relație cu noi. Trebuie să aibă o relație relativ la relația noastră cu Dumnezeu. O învățătură din evenimentele care sunt în Sfânta Scriptură, trebuie să le iei. Dacă sunt evenimente bune, pozitive, ia-le pentru tine. Dacă sunt evenimente negative și sunt multe din ele din care tragem învățături, cum nu să procedăm, Dumnezeu să ne ajute să avem această discernere, să înțelegem aceste valențe spirituale legate de evenimentele din Cartea Sfântă, din Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, frații mei, oamenii din lume îl definesc pe Dumnezeu funcție de succesul sau eșecul nostru în lumea aceasta. Sigur, mă refer la viața spirituală. Dacă se aude despre un păcat grosolan în biserica lui Dumnezeu, sigur, oamenii spun: ce Dumnezeu e ăsta? N-a putut să reformeze gândirea și atitudinea acestui om? Sigur, oamenii din lume definesc pe Dumnezeu prin această prismă a succesului spiritual al creștinului sau eșecului. De aceea, ceea ce vreau să subliniez, vreau să las timp și pentru fratele Daniel, pentru că are un mesaj care mi-a spus este pertinent la contemporaneitatea noastră ca și creștini, în zilele noastre, trăirea noastră actuală. Aș vrea ca Cuvântul Dumnezeu să vorbească prin el mai mult decât pot să spun eu. Vedeți, dragii mei, dacă suntem credincioși cu Dumnezeu, numai când ne merge bine, nu este suficient. Pentru că Dumnezeu este loial cuvântului Său care spune: și în câmpie sunt cu voi. Dar ceea ce trebuie să înțelegem este această atitudine care este responsabilitatea noastră când trecem prin câmpie și ne batem cu dușmanii noștri în câmpie. Pe munți e foarte clar. Atunci când ne merge bine, avem pe buze această exclamație: Dumnezeu mă binecuvintează. Nu? Toți spunem lucrul acesta. Îmi merge bine pentru că cred că am o relație bună cu Dumnezeu și Dumnezeu mă binecuvintează, m-a binecuvântat și mă binecuvintează. Și nu-i rău să spui lucrul acesta. Dar atunci când te bați cu dușmanul tău în câmpie, unde este greu în câmpie să te lupți, și de atâtea ori
pe redutele bătăliei în care ești implicat, caz pradă și pradă eșecului și a înfrângerii. Vedeți, atunci ce spunem noi despre Dumnezeu? Spunem ca sirienii, Dumnezeu este numai Dumnezeu al succesului meu? Sau recunoaștem pe Dumnezeu și călătoria Lui cu noi? Și atunci când ne batem în câmpie și avem eșecuri? Vedeți, dragii mei, am citit Psalmul 84 și am spus că David face această afirmație relativ la progresul nostru spiritual, care trebuie să fie din putere în putere. Sigur, el spune așa, ferice de cei ce spun tăria în tine, Doamne. Da, noi credem că Dumnezeu este capabil și pe munte și în câmpie să ne ajute. Continuă el și spune, în a cărui inimă locuiește încrederea. Da, credem că Dumnezeu este disponibil să dea victorii spirituale vieții noastre. Dar vedeți, acestea sunt atributele lui Dumnezeu. Ne punem încrederea în El și avem tăria în El. Dumnezeu, prin cuvântul Său, ne asigură. Și ne asigură prin acest eveniment. Este un Dumnezeu al munților, dar și a câmpiei. Dar uitați acum care este responsabilitatea noastră. Ei merg, spune David, din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Vedeți, probabil ne gândim și spunem, bine, bine, dar ce înseamnă să mergi din putere în putere? Și care este procedura spirituală să obții acest efect în relația ta cu Dumnezeu? Să mergi din putere în putere. Nu este mai clar decât cuvântul lui Dumnezeu din Luca 21, unde vorbește de ziua aceea a Fiul Omului. Dar dacă nu putem sta astăzi în încercare, în câmpie cu Dumnezeu, nu vom putea sta nici în ziua aceea a Fiul Omului. Și spune cuvântul Domnului în Luca 21, cu 36. Vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de încercare, de bătălia din câmpie. Vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați. Aceasta este procedura. Nu există altul. Nu există o filozofie în ceea ce privește procedura de a crește și a merge din putere în putere în relația ta cu Dumnezeu. Vegheați înseamnă ceea ce cunoști, cunoașterea ta, să o aplici în trăirea ta. Vegheați și rugați-vă în tot timp. Aceasta este procedura. Nu există alta. Și procedura aceasta nu admite derogări sau amendamente. Vedeți, în societatea în care trăim, de atâtea ori în sistemul acesta economic se dau legi și lucrurile nu merg bine. Și atunci parlamentarii fac derogări și amendamente. Ajustează legea. Nu este același lucru cu cuvântul lui Dumnezeu, care este infailibil și absolut. Dacă El a spus că procedura pentru a crește din putere în putere în relația ta cu Dumnezeu, prin munți și prin văi, prin câmpie, este vegheați, translatați cunoașterea în practică și rugați-vă tot timpul. Aceasta este procedura. Fără alte derogări și amendamente. Este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, doresc să vă conștientizez de lucrul acesta, căci harul Domnului nostru Iisus Hristos, acest sistem de salvare a vieților noastre, nu este restrictiv și limitat. Sau este restrictiv și limitat. Nu este o pârghie de salvare permisibilă și nelimitată în ceea ce privește comiterea păcatului și eșecurile din viața noastră. Harul lui Dumnezeu este definit prin principiile cuvântului lui Dumnezeu, este restrictiv. Este harul, dar este restrictiv și limitat în ceea ce privește atitudinea noastră vis-a-vis de expunerea față de cuvântul lui Dumnezeu. Noi de atâtea ori înțelegem harul ca ceva permisibil. E harul Domnului, ne iartă.
merge și așa. Avem noi așa un cuvânt românii și spune, las că merge și așa, Domnul știe. Domnul știe. Harul este permisibil și nelimitat în ceea ce privește eșecurile mele personale și slăbiciunile mele. Dragii mei, trebuie să fim serioși cu Dumnezeu. Trebuie să avem o relație serioasă cu Dumnezeu. Să înțelegem exact principiile lui Dumnezeu. Să înțelegem această procedură de succes spiritual. Din putere în putere. Din putere în putere. Vegheați în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere. Nu pot să vă spun altceva decât ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Eu doar le așez în așa fel încât să fie o idee relevantă pentru noi, pentru fiecare. Nu există o altă metodologie de a crește în putere. Sigur, putem vorbi de multe alte lucruri, dar ca esență este vegheați ca cuvântul care îl cunoașteți să fie practicat. Și rugați-vă tot timpul, stați în comunicare cu Dumnezeu. Și să nu uităm un lucru, căci Harul Domnului nostru Iisus Hristos este restrictiv și limitat în ceea ce privește slăbiciunile și păcatele noastre. Nu este un har permisibil și nelimitat. Putem face ce vrea. Merge și cu improvizările noastre în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Așa credem noi, că merg și aceste improvizații. Bine, scrie așa, dar dincolo uite ce scrie. Dar uite, dincolo ai văzut ce scrie. Știi, venim cu improvizații la cuvântul lui Dumnezeu, care, așa cum am spus, este infailibil. Și trebuie înțeles în totalitatea lui. Dar noi adăugăm amendamente și derogări. Și ne trezim, dragii mei, că în relația noastră, nu numai că nu mergem din putere în putere, ci regresăm sau stagnăm. Și una și alta din aceste stări spirituale comportă niște consecințe drastice. De aceea, dragii mei, doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne dea înțelepciune să acceptăm adevărul Lui. Nu este adevărul nostru, este adevărul Lui. Așa cum am spus, relația cu Dumnezeu, pocăința, este un business serios. Trebuie să fii serios cu Dumnezeu. Trebuie să vezi cuvântul lui Dumnezeu ca, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt care te corectează și îți arată calea spre împărăția lui Dumnezeu. Și trebuie să-l accepți, să-l asimilezi în relația ta și să-l aplici în relația ta cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Vă rog să vă ridicați pe picioare. Facem această rugăciune pentru acest aspect. Aș dori să înțelegem ce înseamnă în motivația care am dat-o. Dumnezeu a promis că este un Dumnezeu al munților și al câmpiilor. Aceasta este partea Lui în relația noastră cu Dumnezeu. Dar noi trebuie să dovedim că mergem din putere în putere. Procedura ați văzut-o în Luca 21:36. Nu există altă procedură. Vegheați și rugați-vă. Și mai mult decât atât, spune David, și ei se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Puneți la dispoziția lui Dumnezeu acel mic efort. Nu cere mult, cere mic, un mic efort. Cânta corul, ultima cântare, și spunea că, cu alte cuvinte, dacă trec prin spin și foc, vreau să onorez jertfa ta. Vedeți? Dacă înțelegem lirica acestor cuvinte, care sunt ca niște predici, înțelegem și cuvântul lui Dumnezeu, că ele sunt inspirate din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă trec sau când trec prin spin și foc, vreau să onorez jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Nu uitați, lumea de afară este cu ochii pe noi. Lumea de afară îl definește pe Dumnezeu și avem responsabilitatea să fim niște epistole citite, scrise și văzute de lume. Aici este responsabilitatea noastră. Dumnezeu își face partea, dar ne face și noi pe noastră. Dumnezeu să ne dea izbândă, ca acolo unde ajungem, fie pe munți sau în văi, în câmpie, să nu uităm că El este credincios și loial. Ne-a promis și va face. Dar noi trebuie să veghem
și să ne rugăm neîncetat și să ne înfățișăm înaintea Domnului în Sion. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Amin. Ne rugăm pentru aceste aspecte. De asemenea, aș dori în această rugăciune să ne rugăm pentru sora Naomi Rebecca Lupu, care va pleca săptămâna viitoare, va pleca în Alaska. Se va duce în Anchorage, acolo va avea un timp și cred că binecuvântat, pentru că în bilet și în discuția care am avut-o cu ea, îmi spunea să-i dau și un salut biblic, pentru că se duce într-o biserică acolo, caută pe credincioși, departe, în Alaska, în Anchorage. Dumnezeu să-i binecuvinteze. De asemenea, doresc să vă rugați și pentru mine, pentru Dorina, săptămâna viitoare plecăm în Statele Unite, apoi eu voi veni înapoi în Australia și voi pleca spre România pentru 2-3 luni. Dumnezeu să ne binecuvinteze în călătoria noastră. Avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Menționați aceste cauze și sora Naomi, te rog să duci salutul bisericii noastre acolo în Ancoraj din Iuda 20:21. Dumnezeu să te binecuvinteze și să te întorci cu bucurie de acolo. Ne rugăm cu toți împreună. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Dumnezeu să binecuvinteze și să inspire pe fratele Daniel și cuvântul lui să lucreze la inima noastră mântuire și viață veșnică. Amin.